Hai, bună seara din Amsterdam, din Red Light District, cartierul curvelor. L-am adus pe bătrânul cu mine. Bă, să vezi tu, după ce am livrat pachetul acolo, am zis, hai că mă merem în oraș, în centru. Nu, lasă, dacă jumătate e gură. Bă, să mor eu, dar să fi văzut ce față au făcut când le văd. Dar nu pot să filmez acolo, că am făcut o filmare. Aia o pui pe TikTok. Și din așa vinit unul. A, nu știu ce amețit era ăla. O zic că e interzis filmarea în Tisaria, adică în zona asta. Zic, nu, că pe mine mă filmez. Da, dar se vede tot împrejurul tău. Măi, firai, tu să fii... Și-o stat lângă mine acolo că zice că să șterg filmarea, dar n-am șters-o. A, nu era polițist sau ceva, știi, dracu, ce era, habar nu am. Uite, bă, la... Am aneste, mă, și îmi spui tu mie, că o să stai acolo lângă mine să vadă când filme, că șterg filmarea. Uite, bă, sărăcie ce ești. Stau să șterg filmarea. Uite că... M-aș pune aici la o masă, să stau să beau o bere, da. Bătrânul o zis că el merge la mașină, că el deja nu mai, că nu mai poate. L-am dus la McDonald's, s-a umflat bine bătrânul. Ce să mai ăsta? Uite, bă, vedeți, fiți atenți aici, suntem la sfârșitul lui ianuarie. Suntem la sfârșitul lui ianuarie. Și... Dacă vă arăt acum, ia. Ia. Încă pomii nu le-au despodobit, dar ăștia știi de când le-au podobit. Din noiembrie, mă. Din noiembrie. Uite ce frumos e aici, mă. Uite ce frumos e aici. Nu, m-aș pune la o masă să bea o bere, fără alcool, dar mi-e groază de bătrânul, că am zis să vină aici cu mine, să stai aici, să stă. Nu, că o schelmeare la mașină, că nu mai poate. Acolo nu pot să filmez, că e interzis, mă. E interzis, bă, fraților. Dar ce vreau să vă arăt, stai că aici încă nici nu e așa multă lume ca în partea aia la unde ies cărvele. Și stai așa un pic să vedeți că numai vreo câteva au apărut pe ecrane, că toate vitrinile sunt închise. Deci toate vitrinile închise. Cred că începe de la 8 ele munca lor, nu știu. Abar nu am. Deci aici suntem în Red Light District. Și apropo, bă, să fi văzut tu, mă, nu pot să filmez acolo, omule. Trebuie cameră de aia ascunsă, că altfel n-ai cum să filmezi. Să vezi tu acolo, frate, alea cu niște sex shop-urile, sunt grămădite de femei și de băieți. Bărbați și muieri, frate. Își caută caruri pe la sex shop. Nu, ziceți voi. Bă, eu cred că, părerea mea, e că ăsta e unul dintre locurile cele mai păcătoase de pe pământul ăsta. La cuvânt, dacă nu. Nu, asta e. Olandezii câștigă de pe afacerea asta. Și parașutile, îți dai seama, nu le convine să fie filmate, pentru că dacă sunt filmate, cumva mai este și data trecută, le zice la părinți sau la bărbați că ia le vin la muncă la sezoniere, la castraveți, la alea. Numai că nu le mai zice despre ce fel de casă. Aia, apropo, bă, dar s-o scumpit, mă. Bă, dar nu se poate așa, mă, mâncau aș gura. Dar bine, nu știu, că nu am vreo câte au fost. Și... Am zis că de bătrânul, mă aștept, n-am ce să-ți fac. Că o zis azi dimineață când am prins cursa asta de Amsterdam, nu că și eu, că vreau să văd și eu femeile. Și acum a tăfute capul că el vrea să margă acasă. Și cu mașina lui, că de-aia l-am adus, dar na. În primul rând vreau să văd ce consum are mașina lui. Și în al doilea rând, ce să fac, frate, l-am adus, dar de-aia mă enervează când mă duc undeva și îl duc cu mine. Că ăsta ce să și el nu mai are, dar că vrea să margă acasă. A, pe de-aia nu-mi place. Eu stau, uite, acum dacă vreau, stau când vreau. Eu mă punem mai mult la o terasă, dar cred că o să mă pui să văd, nu știu. Și mă mai duc un pic, iar că el a zis că stă la mașină. Stai acolo la mașină, ce să-ți fac? Stai acolo și uite-te pe telefon. Și
Vreau să mă mai duc o dată înapoi acolo, că nu au vin numai câteva, mă, frate. Dar, bă, nu știu ce s-a întâmplat, că aia cu care am vorbit au scos 100 de euro 20 de minute. Poți să tu ești nebună? Tu l-ai băiat așa, dar 100 de euro 20 de minute, mă. O să scumpi, fac ăștia grevă, scumpesc prețurile, treburile, socotelile. Acum văd. Nu știu, vreau să mă duc acolo la o terasă undeva. Dar mi-e și groază de bătrânul și mă ieși după ceva buticuri să vedem dacă nu se-mi iau o bere de aia la sticlă, dar fără alcool. Că nu vreau să-mi iau cu alcool, că na, bătrânul e obosit, nu pot să-l conducă el acum până, că de aici sunt 450 km până la Wiesbaden. Problema de aia, că da, să sune de, ia să focul din ea. Problema e că aș bea o beare, frate, bă, serios, să mor dacă nu m-aș muta aici în Olanda. Uitați-vă, ce viață e aici, bă. Uitați-vă, bă, ce viață e aici. Stai, mă, că aici e aici, dar să vezi în partea alta unde-s parașutanile. Hai să mergem pe acolo un pic să din ce e acolo, că poate găsesc unde să-mi iau o beare, că îmi bat piciorul, că am poftă să beau o beare, că beau din două înghețituri, îi zic, uite, am eu poftă, dar bine, fără alcool, beare fără alcool. Am eu chestia asta, poftă asta, să beau o beare. Ce să fac dacă am pofta asta, nu? Aici poți filma, acolo. Uite, vezi că luminile de Crăciun nu le lua jos. Eu nu vreau să mă îndepărtez, că... Na, aici nu știu ce, ui. Că dacă mă îndepărtez, cine știe? Uite, mașină de lemn, mă. Uite, mă, mașină de lemn. Ia, fiți atenți aici, mașină de lemn. Ați văzut o mașină de lemn? De capul meu, mă, mâncau așa. E ceva muzeu ăsta sau ce, nu știu. Ia. Hai să vedem. E plin de astea care cer. Amangheneuro e plin. Acolo unde să mă mai duc, că nu mai am unde să mă, nu. Știu unde să mă duc, că mie să nu mă duc și după aia să nu mai găsesc. Așa, mă, că m-am dus. Că acum m-am dus până altă parte, mă, mâncau așa. Ăsta e de la, cum îi zice, gazdă. Le-a dus peste la... Auzi, a, de marihuana vorbește, ca să știți și voi. Că aici, da, ai dreptul să tragi pe nas, mai un pic nu mă interesează. Poate fi orice ar fi, că nu, sunt curios de fapt ceva. Deci, mă uit să vedem dacă... A, uite, acolo e cu mașina. Ăștia sunt pe scaun. Ce mare l-a făcut pe ăsta. Ăsta se întoarce către mine, frate. Ăsta cine e, mă? Că e cineva. Cruyff. Ăla, jucătorul de fotbal, Cruyff. Numai că l-a făcut din lemn. Și ăla cine e, mă, cauș gurau ăsta? Ăla nu știu cine e. Își schimbă capul, trebuie să o cutim. Acolo e mașina de lemn. Valiză, trebuie să o cutim, bagaje. Ia. Și aici, aici e cu vacile, agățate pe prete, cum pe tavan, cum au agățat domnul sub brază, cu capul în jos. Ăștia au agățat vacile cu capul în jos. Ha. Uite, ăștia sunt păpucilor, ăștia erau păpucii la olandezi înainte. Cu ăștia umblau ei, ca să vedeți. Nu știu care cunoașteți istoria lor, da? Na, n-are importanță. Important e că sunt tari, frate, pe plan mondial, nu ca noi, vai. Da? Bă, ce-mi place aici? Îmi place că îi... Bine, am fost și la 3 dimineața, și la 4 dimineața, și la 2 dimineața. Îi o, cum să zic, o, un continu, un drum, un ăsta, un dus în toți continuu de oameni. Și ce e interesant, că la buticul astea nu găsesc bere, mă. Deci nu găsesc bere. Muzeul în trans. Nu găsesc bere. No, m-aș pune aici la asta să beau o bere, dar...
Da. Mi-e și groază să mă pui să beau o beare, frate, pentru că așteaptă bătrânul acolo, mă. Da, ăsta e Amsterdamul. Ca să vedeți și voi. Vă arăt eu imediat. Pizzeria, tot felul de nebunii, gogoși. Uite aici e casa cartofilor. Du-te și mâncă cartofi. Păi mie trebuie cartofi. Bă, dar interesant că la buticulele astea nu au beare, mă, numai sucuri. E foarte interesant. Și mă tot gândesc în ce partie să mă mai bag, iară. Deci vreau să mă îndepărtez, trebuie să vin la buticul ăsta de aici. Că, nu știu ce am eu poftă. Carne argentina, de la... Uite, vezi, numai sucuri are ea. Vedeți? Numai sucuri are. Sucuri și apă. Nu au beare, mă, mâncava jurava asta. Dar de ce nu au beare, mă? Au numai la terasă, mă. Probabil că e vreo înțelegere între ei. Ha? Nu știu. Deci, uite așa pe podulețul ăsta. Aici deja începe să se îmbulzească lumea, că acolo mai încolo deja sunt parașutile. O să lac, o sta lângă mine ca să știr camera. Du-te, băi, am zis, vreau să stie aia. M-am și nervat pe el. Am și strigat pe el. Era să mă și eu la bătaie cu el. Așa că, hai să vedem la buticul ăsta la antre. Aici încă nu sunt parașute, aici sunt numai buticuri de buticuri. Parașutile sunt la 200 mai încolo. Acolo, de acolo începe parașutile. Da, fiți atenți aici, bă, ăștia sunt nebuni. Bă, cum adică, mă, la buticul ăsta să nu aibă, ia. Vedeți, nu are... Nu are beare, mă, nu mă asup, uite-te, mă, nu mă asup, mă, nu mă asup. Da. Ce să facem? Ne luăm... Nu? Ne luăm gândul, frate. Da. Ia uite. E plin de oameni pe străzi, mă, plin de oameni pe străzi. Plin de oameni pe străzi. Mă duc să-mi iau... Dacă nu-mi găsesc beare, ce să-mi iau, frate? Mă duc să-mi iau... mă duc să-mi iau un suc, o apă, ceva, nu? Dar, bă, interesant, bă, să nu aibă beare, mă, la buticurile astea. Ăsta, uite, ăsta e magazin de țigări, tabacul, nu, aici ți-e și... iarbă verde de acasă, să-ți ajungă să-ți pui în plasă. Hai. Dar... bă, știți ceva? Așa m-aș muta aici, în Amsterdam, să mor dacă nu. Bă, chiar m-aș muta aici, să stau aici, în Amsterdam, să lucru aici, în Amsterdam. Să stau undeva aici, lângă ele. Să nu mă mai duc de lângă ele. Și când mi-e dor de ele, dacă n-am bani, mă duc și mă uit la ele, dacă am bani, mă duc și le și plătesc. No, ce să facem? Asta e viața. Că mi-s dragi. Ce vrei să zic dacă mi-s dragi? A, nici 100, bă, nu sunt iar 100% în sânge, că nu sunt milionar. Nu? Mă, nu știu. Mă gândesc să mă mai duc o dată încolo, să vedem, că poate am nimerit pe una, o crezut că suntem fraieri. Și mi-a cerut 100 pe 20 de minute. Păi chiar așa am ajuns. Am dat eu 60 pe 20 și pe 30 de minute. Că mi-a zis că 10 euro extra costa mai mult un pic decât o trebuie, dar nu chiar 20 de minute și încă și 100 de euro. Asta deja e... E ăla, cum îi zice, e înșelătorie pe față, frate. Mă ziceți voi, nu e înșelătorie pe față. Acolo mai încolo ziale, mă, dar nu mă duc mai numai aici, un pic mai încolo mă duc să văd dacă... Că la buticul ăsta de aici la toate am fost. Și n-au numai sucuri și ape. Bere canci. Bere numai la terasă, dar nu pot să stau la terasă, că bătrânul stă acolo și așteaptă mașină.
M-au pus dracu să-l aduc pe bătrânul. Dar mai aduc eu pe bătrânul cu mine. Ha, mă, îl mai aduc eu pe bătrânul cu mine. Te țin aripă de bătrân, că ca la cur. Cât îmi mai aduc eu pe bătrânul la mine, cu mine? Să nu mă duc mai încolo. Că, vezi de aici, de pe strada asta, de pe strada asta în jos, de pe strada asta în jos, vedeți? De aici începe, dar nu de aici, mai dincolo. Mai dincolo, vedeți? Ia. Mai dincolo începe, de unde sunt luminile alea roșii. De acolo încolo începe și pe stânga și pe dreapta, și pe toate străduțile din lângă ele, numai parașute și parașute. Dar nu mă duc mai încolo, că n-aș vrea să mai mă întâlnesc cu... care să vină să-mi zică că... e interzis filmatul. Așa că stăm pe zona de graniță. Nu intrăm în zona de război, că dacă intrăm în zona de război, s-ar castrăvețe din ele, firari ale să fie eu, să fie de parașute ce. Aveți ce dezbrăcat e ăsta. Adică ce să vezi că-s dezbrăcat, e numai în chilos și cât e un tricot de ăla care ia să țâțele pe afară. Nu le pot filma. Îmi trebuie o cameră de aia ascunsă ca să le pot filma și apoi să le pui mâncava și gura voastră să vedeți. Și după aia când vin în România, că sigur sunt și români ce pântre ele, e clar că sunt și români ce pântre ele, nu? Și după aia când vin în România, vezi ce figuri mingeau. Am mă rog dacă nu se vezi ce figuri mingeau. Știi? Și aici... îți la vitrină, frate, ca la magazin. Îți la vitrină ca la magazin. Mă duc un pic mai în față, nu mă duc mai încolo. Și dacă nu găsesc astea, o să-mi iau apă, un suc, ceva. Da, lasă, și apa și suc. Bun. Că mă pus bancă. Uite, dacă nu eram cu bătrânul, mă puneam la o terasă de aia, să stau să beau o bere, și ziceam la adu-mă o bere fără alcool. Și asta e. Așa că, ia, acum, ca să vedeți și voi. Nu am ce să iau, că nu am ce să iau. Bă, dar de ce n-o bere, mă? Băi, data trecută, ia uite, vedeți, ia pe acolo, vreau să mă duc mai încolo. Acolo, în capăt, pe undeva, îs niște buticuri, că acolo erau LGBT-ul ăia, când am fost data trecută. Acolo erau ăia, lege, Gigi, Bibi, Titi. Da, mă duc acum până acolo. Dacă îmi fuge că ce mă, mă tem să nu fie vreunul care zice că n-am voie să fie, să mă râd, dacă mă enervează. Prinde bicicliști cu bicicletele, nu au treabă, numai acolo unde ies parașutile, acolo n-ai voie. Aici, unde e asta, poți să filmezi liniștit, că n-ai treabă, uite, acolo scrie vodka. Dacă scrie vodka, acolo, uite, te vezi, acolo scrie vodka. Na, dacă scrie vodka, mă, trebuie să aibă și băutură atunci, mă. Bă, am poftă să iau o bere, mă, să știți. Am poftă să iau o bere și asta e. Păi dacă scrie vodka, nu? Iris Drinks, zice acolo. Asta așa se vede, că e deschis, cred că, nu? E deschis, ia stați așa. Uite, și acolo e cu băutură. Asta nu știu dacă e deschis. Are băutură sau nu are? Oricum nu e deschis, văd că e închis asta. Și asta? Asta e deschis, nu? Asta trebuie să aibă, uite, are... Nu există să n-aibă bere, mă. Ce dragul, n-am numai whisky, are și bere, da, am văzut. Bun, hai fraților că vreau să-mi iau o bere. O bere fără alcool, că de când umblu după ea, încet, încet până mă duc la mașină, o execut. Așa că încă o dată, de la Red Light District, din Amsterdam, vă pup și vă doresc o seară faină. Numai bine, ceau, mâncavă și gura asta. Vă pup, ceau.